Doamnelor, domnilor, bun găsit! Începe acum Nova Observatorul. Tot mai mulți tineri sunt dependenți de droguri. Specialiștii trag un semnal de alarmă că vârsta de la care copiii cad pradă dependenței de droguri a scăzut dramatic la 10 ani. Festivalurile sunt un loc unde tinerii consumă cel mai mult droguri. Psihiatrul de copii, Gizela Canalaș, a spus în cadrul emisiunii Nova Star, realizată de Andrei Brânaș, cum ne putem ține copiii departe de aceste substanțe interzise. Acum, la toate festivalurile și mai ales și aici în Timiș, adică colegii noștri de pe antidrog chiar fac campanii, se duc, sunt prezenți acolo. Și ca organizator nu-ți dorești să fie droguri la festival, dar, din păcate, nu ai cum să verifici fiecare persoană care ți intră la festival, n-ai cum să dovedești că are sau nu drog asupra sa. Ca și părinte, clar, mai ales dacă vârsta copilului este la adolescență sau se apropie de perioada adultă, clar își dorește să meargă la un festival. Nici nu poți să interzici, pentru că până la urmă găsește el o cale să se ducă, chiar împotriva voinței tale, în sensul că îți pleacă de acasă și nu știe unde se află, tu știi că e la un coleg sau cine știe pe unde, dar până la urmă, copilul trebuie pregătit din timp. Nu înainte de festival îi spunem, știi, nu te duci și nu consumi. Pentru că tentația este foarte mare, mai ales când există, când se duc în grupuri. Pentru că nu se duc singuri la festival, se duc în grupuri și clar, unul poate din grup consumă. Și atunci spune, hai să te simți și tu bine, hai să vezi ce culi și simți altfel muzica, altfel vibrația, ia și tu un fum sau ia și tu o doză, da? Această luptă nu începe la adolescență. Această luptă o începem când deja copilul, pot să spun din clasa 4-a, 5-a, deja înțelege situația, înțelege ce se întâmplă în jurul lui. Trebuie să explicăm tot timpul copilului care sunt pericolele. Și bineînțeles, este vorba de un atașament și o comunicare pe care trebuie să o avem cu copilul nostru, pentru că în momentul în care această comunicare nu există și venim doar cu interdicții sau doar cu reguli, copilul nu le va respecta. Și clar, când va fi vorba de un festival, se va duce și va face ce va face colegul. Dar dacă există această comunicare și copilul înțelege, ok, în grup poate să existe un consumator, are o problemă, sau nu s-a apucat de drog doar așa pentru că există ceva întotdeauna acolo în copilul, o lipsă de afecțiune, o lipsă de timp a părinților, există întotdeauna o problemă. Alfred Simonis anunță că dacă totul va decurge conform planului, primul bebeluș se va naște în noua maternitate a Timișoarei în luna august. Singura construită de la zero în ultimii 50 de ani, noua maternitate este aproape finalizată. Președintele ales al Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, anunță faptul că dacă totul va decurge conform planului, primul bebeluș se va naște în noua maternitate a Timișoarei, singura construită de la zero în ultimii 50 de ani. De asemenea, este unul dintre cele mai importante proiecte medicale de până acum din județul Timiș. Sorin Grindeanu a făcut primul pas pentru a se ajunge astăzi aici. Piatra de temelie a fost pusă de Călin Dobra, iar lucrările le-a continuat Alin Nica, cărora trebuie să le mulțumim pentru eforturile depuse, a transmis Alfred Simonis. De asemenea, Simonis a vizitat alături de profesorul Dorel Sândesc și echipa de la Spitalul Județean noua clădire a maternității Bega, acolo unde au stabilit pașii care trebuie făcuți în perioada următoare. Totodată s-au obținut autorizațiile necesare funcționării, au pornit procedurile de mutare în noua maternitate, iar în scurt timp totul va fi funcțional. Muzeul Național al Banatului a primit în vizită copii din sat chinez, Moșnița Nouă și Călacea. Cei mici au avut parte de o zi plină de zâmbete, descoperiri și povestiri fascinante. Asociația Generația Tânără a adus în vizită la Muzeul Național al Banatului copii din sat chinez, Moșnița Nouă și Călacea. Cei mici au avut parte de o zi plină de zâmbete, descoperiri și povestiri fascinante. Micuții au descoperit armuri și cavaleri, tablouri prețioase, opere de artă, diplome și ținute retro. De asemenea, aceștia au avut parte și de activități. Au privit arta maestrului Silvio Ravițan, o lume magică de culori și forme, dar și ora de istorie cu Darius. Acesta i-a fermecat cu povești despre Banat, Timișoara, legende și adevăruri. Coordonatorii și ghizii Corina Craciova, Zoran Marcov și Darius Sala au avut grijă de fiecare copil să se simtă special și să plece cu amintiri de neuitat.
Circulația rutieră în zona centrală a Timișoarei va fi restricționată duminică pe durata desfășurării unui eveniment și mijloacele de transport care tranzitează zona vor fi deviate pe un traseu alternativ. Toate detaliile în materialul următor. Duminică 28 iulie, în intervalul orar 8-18, se va desfășura concursul automobilistic Marele Premiu al Municipiului Timișoara, ediția 6-a. Competiția se va desfășura în zona Parcarea Modex, zona Piața Iancu Huniade, Bulevardul Ice Brătianu, strada 20 decembrie 1989. Circulația rutieră în zonă va fi restricționată pe durata desfășurării evenimentului și mijloacele de transport care tranzitează zona vor fi deviate pe un traseu alternativ. Astfel, troleibuzele liniei 16 vor circula între Poșta Mare și Complex Studențesc, ambele sensuri de deplasare pe traseul liniei 15. Sunt anunțate noi acțiuni de dezinsecție la Moșnița Nouă în perioada 30 iulie-2 august 2024, unde se vor executa servicii aeriene pentru combaterea țânțarilor pe domeniul public în intervalul orar 6-10. În perioada 30 iulie-2 august se vor executa servicii de dezinsecție aeriană pentru combaterea țânțarilor adulți și larvicidare pe domeniul public în intervalul orar 6-10 în toată comuna Moșnița Nouă. În cazul în care condițiile meteorologice vor împiedica desfășurarea acestei acțiuni, perioada de efectuare a activității de dezinsecție se amână. Cetățenii sunt rugați să evite să treacă sau să stea în zona de acțiune în timpul pulverizării soluțiilor de combatere a țânțarilor și a larvelor acestora pentru a preveni eventualele incidente neplăcute. Crescătorii de albine sunt rugați ca în perioada menționată să ia toate măsurile care se impun în vederea protejării albinelor. Toate substanțele utilizate sunt autorizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională de Biocide. Tot mai mulți părinți ai căror copii sunt în primii ani de viață vin speriați la medici crezând că micuților suferă de autism. Gizela Canalaș, medic-psihiatru, trage un semnal de alarmă și spune că de multe ori, din cauza faptului că ne lăsăm copiii prea mult pe tablete sau telefoane, aceștia dezvoltă un fals autism. Faptul că foarte mulți părinți vin în ultima perioadă cu copiii pe la 2-3 ani, în care spun copilul meu nu vorbește, copilul meu nu e atent, are autism. Hai să vedem dacă este vorba de autism sau este vorba de faptul că este dependent de tehnologie. Pentru că în momentul în care copilul a stat, cum spui tu, după ce se naște și începe să mănânce doar pe telefon, doar pe calculator, doar la desene, el își creează aceea lume a lui, exact ca și la copilul autist, în care sunt afectate funcțiile cognitive, limbajul, atenția, adică părțile astea de cogniție. Își formează aceea lume în care e foarte greu să iasă. El e pe acolo, în lumea lui, pe limbajul lui. Ori în momentul în care scoți telefonul cu totul din viața copilului și începi să te joci cu copilul, să vorbești cu copilul, eu le dau undeva la 3 luni în care să facă doar aceste lucruri fără nicio intervenție terapeutică. Deja se văd diferențe, pentru că copilul începe să spună cuvinte, copilul începe să fie mai atent când este strigat, pentru că până atunci nu răspunde nici la nume, dar există acea metamorfoză, să-i spunem așa, în care în momentul în care vine copilul în cabinet să joacă și spun mamei, puneți cântecelul care lui îi place, vezi într-o dată jab. Da? Deci e prezent, e acolo. Ceea ce nu este firesc. Și din ce în ce mai mulți copii au această problemă. Primarul Timișoarei, Dominic Friț, a anunțat că va lua măsuri drastice în cazul primarilor din Timiș care nu au plătit serviciile STPT. Mai exact, cei care au datorii către Societatea de Transport Public Timișoara s-ar putea să nu mai beneficieze de cursele din și către oraș. Da, avem într-adevăr niște date care ne bucură. Un pic peste 50% din timișoreni spun acum că folosesc regulat transportul în comun și vedem și o creștere a satisfacției cu calitatea transportului în comun și asta se referă în primul rând, bineînțeles, și la investițiile noastre la Bulevardul Cetății pe care l-am redeschis acum și bogdăneștilor, dar și investițiile noastre în tramvaie și autobuze noi, unde oamenii spun că încă sunt nemulțumiți, este într-adevăr cu frecvența și cu predictibilitatea curselor. Ce veți putea face în acest sens? Noi avem în continuare o lipsă de șoferi, dar o problemă mare este și că noi, de fapt, cu STPT-ul deservim tot județul Timiș. Avem 21 de curse metropolitane și metropolitane înseamnă chiar și până la granița Serbiei, până în fiecare colț al județului.
Și, din păcate, mulți nu sunt conștienți că asta înseamnă că zeci de șoferi, în loc să deservească linii de Timișoara, sunt în județ. Și noi subvenționăm, de fapt, aceste curse și cu banii timișorenilor și asta este o discuție pe care trebuie să avem dacă putem să continuăm să subvenționăm, nu știu, autobuzul care pleacă la Variaș, de exemplu, cu 50% din costuri care momentan sunt suportate de timișoreni. Sunt cam 1 milion de lei pe lună pe care îi plătesc timișorenii pentru transportul metropolitan și e o situație în momentul în care guvernul ne-a luat 150 de milioane de lei, în momentul în care unii primari nici măcar nu plătesc partea lor de factură, trebuie să vedem ce consecințe putem să tragem. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat în exclusivitate pentru televiziunea Europa Nova că urmează să ia o măsură drastică în ceea ce îi privește pe primarii care nu și-au onorat plata pentru serviciile STPT. Mai exact, edilii care au datorii către Societatea de Transport Public Timișoara s-ar putea să nu mai beneficieze de cursele din oraș către localitățile pe care le cârmuiesc. Noi acum analizăm, de fapt, dacă mai putem să plătim aceste subvenții pentru cursele metropolitane. Sunt cele din jurul Timișoarei, nu au o problemă pentru că ei oricum plătesc pentru ei, dar sunt alte primării care nici măcar partea lor nu o mai plătesc. Avem facturi restante, de exemplu, din bilet, din Săcălaș, din Variaș, de sute de mii de lei. Unii dintre ei n-au mai plătit de 7, 8, 9 luni și tot folosesc autobuzele noastre și transportul merge în continuare. Asta este o situație care nu poate continua așa și, în plus, trebuie să analizăm dacă în continuare Timișoara poate să suporte 50% din aceste costuri. Eu cred că primăriile trebuie să-și asume aceste costuri pentru cetățenii lor și de aceea în adunarea generală de la SMTT, adică Societatea Metropolitană, unde noi toți suntem membri, trebuie să discutăm acest lucru și dacă nu găsim alte soluții, da, să transferăm toate aceste costuri la primăriile din județ și în cel mai rău caz să tăiem aceste curse în beneficiul timișorenilor. Primăria municipiului Timișoara modernizează flota de transport public. 17 vehicule nepoluante au fost achiziționate pentru îmbunătățirea transportului public din oraș. Alfred Simonis va continua dezvoltarea județului Timiș. Acesta a analizat proiectele viitoare și cele deja demarate pentru a identifica acele investiții care au nevoie de finanțare. Viitorul președinte al CJ Timiș spune că zona medicală rămâne prioritară. Alfred Simonis, viitorul președinte al Consiliului Județean Timiș, are planuri mari pentru dezvoltarea județului. Înainte de preluarea funcției, a avut mai multe întâlniri de lucru în care au fost analizate proiectele demarate sau în curs de implementare. Am făcut o analiză care nu e finalizată cu privire la proiectele în derulare, pot spune, fără să fie finalizată această analiză, că există câteva proiecte care trebuie continuate, dar și impulsionate. Dacă vorbim de Castelul Huniade, un obiectiv extrem de important pentru județul Timiș, care are parțial finanțare asigurată, am stat atât în Consiliul Județean, cât și cu proiectanții ore întregi la discuții pentru a identifica cele mai bune soluții pentru a găsi surse de finanțare, dar și a impulsiona procedurile pentru a ne apuca propriu-zis de lucrări acolo și de a finaliza într-un timp termen cât mai scurt acel edificiu și, dacă e să citezi consultanții, fără grad de comparație în estul Europei. Alfred Simonis a discutat și despre proiectele din Timișoara. Am discutat despre parcarea din spatele magazinului Materna. Nu-mi doresc o colaborare pentru un parteneriat public-privat pentru acea parcare. Mi-aș dori ca acel edificiu să fie construit ori pe banii Consiliului Județean, ori pe bani guvernamentali, sau, dacă este posibil, în capul listei ar fi o finanțare europeană. Am discutat cu cei de la ADRV și ar exista posibilitatea să finanțăm un astfel de obiectiv cu condiția ca pe lângă parcare să poată fi construită undeva la etajele superioare și o sală de spectacol.
Simonis anunță că pe 19 august va veni pe lume primul nou născut în maternitatea Bega, proiect început în anul 2016. Un proiect care arată că atunci când este colaborare între decidenții politici, indiferent de culoarea politică, iată, putem să ajungem să finalizăm astfel de obiective. Zona medicală rămâne prioritară. Astfel, managerii spitalelor din Timișoara colaborează cu Alfred Simonis pentru a identifica cele mai bune metode pentru a dezvolta eficient această infrastructură. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului acționează permanent pentru descurajarea abandonului de deșeuri. În ultimele săptămâni, 16 persoane care au fost depistate aruncând gunoaie au fost sancționate cu amenzi de 89.000 de lei. Abandonul de deșeuri rămâne o problemă de actualitate, iar polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului acționează permanent pentru descurajarea acestui fenomen. Deși sancțiunile sunt semnificative, în special acolo unde este vorba despre depozitare pe domeniul public de cantități semnificative de deșeuri, dar și pentru cei care le predau unor operatori neautorizați, există persoane care încalcă legislația în vigoare. În ultimele săptămâni, 16 persoane care au abandonat deșeuri au fost sancționate cu amenzi de 89.000 de lei. În cazurile în care cantitățile de resturi nu sunt foarte mari, sancțiunile sunt între 500 și 1000 de lei pentru persoanele fizice și ajungând până la 2500 de lei pentru persoanele juridice. Există însă și situații în care unii cetățeni sau firme abandonează obiecte de dimensiuni mari sau cantități mari de deșeuri, creând astfel rampe clandestine în diverse zone din oraș. În aceste cazuri, amenzile sunt cu mult mai mari. Spre exemplu, polițiștii locali au identificat o persoană care a predat o canapea uzată unui operator neautorizat, mai exact unei persoane fizice, care a abandonat-o ulterior pe strada Vasile Lucaciu, în zona Popa Șapcă. În ambele situații s-a luat măsura sancționării contravenționale, persoana care a predat deșeurile fiind amendată cu 15.000 de lei, iar cel care le-a abandonat cu 30.000 de lei. Abandonul de deșeuri pe domeniul public, precum și predarea resturilor către operatori neautorizați, se sancționează drastic. În acest sens, Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara, cu sprijinul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Timiș, a demarat o campanie de conștientizare prin aplicarea de sticăre în zonele de blocuri, prin care cetățenii sunt informați cu privire la faptul că resturile aruncate în alte locuri decât cele special amenajate nu este permisă, informându-i totodată și despre modalitatea de a sesiza poliția locală în cazul în care observă astfel de nereguli. De altfel, în foarte multe situații, cetățenii sprijină acțiunile polițiștilor locali de identificare a celor care nu respectă legea. Serele Horticultura au intrat în reabilitare. Angajații societății au separat și colectat deșeurile, acțiuni în urma cărora au eliberat zona de 6,8 tone de deșeuri metalice. Aceștia vor continua cu procesarea resturilor vegetale pe care le-au tocat și le vor prelucra pentru a obține compost. Angajații societății Horticultura au început procesul de curățenie și reabilitare a serelor pe care le dețin. Am început procesul de curățenie și reabilitare la serele Horticultura. Primul pas a fost separarea și colectarea deșeurilor, acțiuni în urma cărora am eliberat zona de 6,8 tone de deșeuri metalice. Continuăm cu procesarea resturilor vegetale pe care le-am tocat și le vom prelucra pentru a obține compost. Urmează schimbarea centralei și a instalațiilor termice și repararea acoperișului, lucrări ce vor debuta în această toamnă, transmit reprezentanții Horticultura. Un bărbat spune că este terorizat pe proprietatea sa. Acesta are o casă în Băile Herculane, unde mergea în trecut să se relaxeze. Acum bărbatul nu se mai poate odihni din cauza vecinilor care fac gălăgie. Sătul de situație, acesta a cerut ajutorul autorităților, însă fără rezultat. Băile Herculane, în orașul Băile Herculane, este o formațiune de pompieri civili care nu participă la nicio acțiune pentru stingerea incendiilor, primarul spunând că ei sunt preventivi. Le-o dată locuință în patrimoniul național. În loc să țină la această locuință unde doarme, se uită la televizor, că pentru altceva nu face acolo, o spăla cu furtunele pe jos, s-a infiltrat apa în pereți, grinzele au putrezit, s-au prăbușit la 4 dimineața, că dacă era ziua, îmi prindea doi nepoței pe hol unde se jucau. Ați auzit o bubuitură? Cum a fost foarte acel moment? Foarte puternică. Chiar erau cu mamele lor acolo, s-au speriat, bineînțeles, la 4 dimineața. Acest bărbat tună și fulgeră.
Are o casă de vacanță în Băile Herculane, acolo unde spune că vecinii îl terorizează. După spusele bărbatului, vecinii ar face gălăgie, ar înjura în curtea comună și practic omul nu se poate odihni când merge la casa de vacanță. Ultima ispravă a vecinilor, susține bărbatul, a făcut ca o bucată din tavan să se prăbușească chiar în fața ușii lui. Acesta spune că vecinii au spălat pe jos direct cu furtunul. Ei, după aia a venit, o sta vreo două săptămâni moluzul ăla acolo, nu l-a scos nimeni afară, până tot insistent la primărie, într-o timp a venit și l-a scos de acolo afară și acum sare, că tot acolo stau, sare peste niște scânduri, că-s gata de prăbușit. Și cu tot că scânduri se prăbușesc acum. Bărbatul spune că patrimoniul național se distruge chiar sub ochii lui neputincioși și nimeni nu face nimic. Face multă gălăgie, lui. E un dezastru ce se întâmplă în curtea aia. Mai mult, ei se dau patronii aceiași, acelei curți, unde stau ăștia și nu lasă să vină pe niciunul. Dacă intră cineva către pompieri, îi lăsați mașina, dați mașina afară, să vezi, Doamne, că îi pleacă în acțiune. Bărbatul trage un semnal de alarmă către autoritățile din orașul Băile Herculane să facă ceva, întrucât, spune acesta, pe lângă nervii lui, se distruge și patrimoniul național. Ca urmare a deteriorărilor cauzate de traficul intens din zona Coșava, DR de pe Timișoara a intervenit timp de o lună pentru repunerea sectorului de drum în siguranță. Lucrările au fost finalizate, iar acum se circulă din nou fără restricții pe sectorul Coșava, marginea al DN68A. Se circulă din nou fără restricții pe sectorul Coșava, marginea al drumului național 68A. Ca urmare a deteriorărilor cauzate de traficul intens din zonă, DRDP Timișoara a intervenit în perioada 25 iunie-25 iulie pentru repunerea acestui sector de drum în siguranță în zona Coșava. În lipsa reparațiilor exista riscul ca drumul să devină impracticabil. S-a lucrat sub trafic 24 din 24 de ore de luni până vineri săptămânal, iar circulația a fost direcționată prin semafoare mai puțin în weekend, când s-a circulat pe ambele benzi. Constructorul a mobilizat permanent în șantier numărul de muncitori și de utilaje necesar fiecarei etape a lucrărilor. Luni, săptămâna viitoare, DRDP Timișoara va interveni în regie proprie pentru trasarea marcajelor. Această operațiune nu poate fi realizată imediat după asfaltare, deoarece este necesară o perioadă de timp pentru eliminarea substanțelor volatile din bitum. În zona respectivă, drumul național 68A preia întreaga circulație de pe A1 până în momentul în care secțiunea autostradă marginea Holdea, secțiunea cu tuneluri, va fi finalizată. Acestea au fost cele mai importante subiecte ale zilei. Nova Observatorul se încheie aici. La revedere!